Bună ziua, mă numesc Dina Barcar și sunt asistent universitar în cadrul Departamentului Filosofiei și Antropologie de la Universitatea de Stat din Moldova. Astăzi am să vă vorbesc despre aspecte pragmatice ale traducerii literaturii științifice în formarea și dezvoltarea antropologiei în Republica Moldova. În spiritul paradigmei interdisciplinarității și dezvoltării de noi domenii, în concordanță cu direcțiile dominante de dezvoltare ale învățământului academic în Republica Moldova, în anul 2005, directorul Catedrei de Filosofie și Antropologie, Eudochia Sahărneanu, a inițiat formarea specialității antropologie. Pregătirile pentru deschiderea acestei specialități a început mai devreme de anul 2005 printr-o serie de evenimente. Unul dintre astfel de evenimente a fost activitatea Laboratorului de Antropologie și Studii Culturale, sprijinit financiar de Fundația Soros Moldova. Scopul programului a fost formarea unei noi generații în domeniul științelor umaniste, care ulterior va lucra în instituțiile de învățământ superior din Moldova. În 2008, cu sprijinul financiar din partea UNICEF, a fost deschis Centrul de Cercetări Calitative în Antropologie, activitatea căruia se baza pe cercetări de teren ca condiție metodologică în formarea unui antropolog. Influența principală care a avut-o asupra dezvoltării antropologiei în Republica Moldova au fost și profesorii invitați din centrele universitare ale Europei, cât și din centrele universitare din Canada. Datorită unor astfel de vizite organizate la Universitatea de Stat, s-au format specialiști care astăzi predau antropologia în cadrul Departamentului Filosofiei și Antropologie. La fel, asupra formării antropologiei au mai influențat și anumite școli teoretice și practice din Europa și din America, precum ar fi școala britanică, școala franceză și școala americană. În procesul de formare antropologiei în Republica Moldova, o influență deosebită a avut-o și traducerea literaturii de specialitate, care la acel moment, adică în anul 2005, a devenit o prioritate. Una dintre principalele lucrări traduse în Republica Moldova a fost cea antropologului belgian Robert Delieș, cu titlul O istorie a antropologiei. Stilul elegant al acestei lucrări a devenit atractiv atât pentru traducători, cât și pentru cei care studiază din această lucrare. Prezentarea traducerii a fost realizată însuși de Robert Delieș, iar în anul 2007, printr-o prelegere publică, a mai prezentat și lucrarea tradusă în limba română, Introducere în antropologia structurală, Levi-Strauss astăzi. Contextul sociocultural și istoric în care există Republica Moldova și România a determinat o contribuție importantă la dezvoltarea antropologiei și anume la traducerea la literaturii de specialitate. În așa fel, remarcăm traducerea Dicționarului de Etnologie și Antropologie de Pierre Bond și Michel Pissard, care prezintă cititorului un instrument cultural fascinant și de neînlocuit în cunoașterea marilor curente ale acestei discipline, dar și în înțelegerea specificului conceptelor antropologice. Datorită tradițiilor istorice și culturale, un rol se acordă traducerii în limba română a lucrărilor școlii franceze fondate de Émile Durkheim și continuată de Marcel Mauss. Astfel de lucrări sunt ca Formele elementare ale vieții religioase și Regulile ale metodei sociologice, scrise de Émile Durkheim, dar și Eseul despre cadou, Forma și baza schimbului în societățile arhaice, elaborată de către Marcel Mauss. De asemenea, s-au tradus și lucrările antropologului Claude Lévi-Strauss, cum ar fi Antropologia structurală, Mitologice, Tropice triste,
gândirea sălbatică și mai recent e vorba despre antropologia și problemele lumii moderne. Prin ultima lucrare care a fost publicată post-mortem, Claude Lévi-Strauss a încercat să analizeze acele probleme specifice ale lumii globalizate la începutul secolului 21 și mai specific de la practica economică la reproducerea artificială. În aceeași serie se încadrează și luminoasa lucrare Istoria credințelor și ideilor religioase, scrisă de istoricul religiilor Mircea Eliade și tradusă din limba franceză. Opera sa monumentală a făcut posibilă explorarea originii și semnificației zeităților și ritualurilor din diferite epoci și regiuni ale lumii. O contribuție specială a adus-o și antropologul Vintile Mihăilescu, un antropolog român care, prin lucrarea sa Antropologie 5 Introduceri, a analizat categoriile sociale și a determinat specificul lor. Nu în ultimul rând, vorbim și despre școala americană de antropologie și funcționalismul britanic. Din școala de antropologie americană, un rol la nivel global și local l-au jucat Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict, care, prin lucrările lor metode comparative în antropologie, cultura și lumea copilăriei, creșterea în Samoa și crizantema și sabia modele de cultură japoneză, a specificat și rolul cultural al fiecărei societăți. Din munca antropologilor britanici au fost traduse lucrările lui Bronislav Malinowski, cum ar fi Argonauții Pacificului de Vest, și lucrarea lui James Frazer, Creangă de Aur. În final, vreau să menționez că prin intermediul Centrului de Cercetări Calitative în Antropologie au fost realizate o serie de studii antropologice începând cu anul 2006. Și până în prezent, aceste cercetări pot fi găsite atât în acces liber, cât și în cadrul Bibliotecii Departamentului Filosofie și Antropologie.